Ia uitați aici cine este bossul. Cine este șefulicul. Aici. Seara gulănește. Nu prea stă pe acasă în ultima vreme. Vânează și ziua nu îl interesează nimic. Aici, după cum vedeți, am făcut un țarc. Am improvizat pentru pui de găină, boboci, de rață și de gâscă. I-am scos mai devreme, dar tocmai ce începuse să picure și i-am băgat înapoi la loc. Dar au stat undeva la vreo 2 ore, am făcut și un filmuleț. Aici am pus așa, de jur împrejur, niște de-aștia de salcâm, ca să nu iasă pe dedesubt, înțelegeți? Și le-a plăcut, o să vedeți în filmuleț, o să-l las la sfârșit. Chiar mi se pare tare că au scărmânat pui de găină, ca și cum știau ce fac. Au mâncat iarbă, s-au distrat, cred că le-a plăcut. Deci a fost prima zi și îi vom scoate de fiecare dată când este vremea în regulă. În ultimele zile prognoza meteo, cea pe care urmărim noi pe telefon, ne cam păcălește. Deci proiect sunt 6, 70, 80% să plouă, dă 2-3 picături, noi ne așteptăm să vină o dita mai furtuna, dar se pare că la noi nu ajunge. În zonă este, că auzim fulgere, vedem fulgere, se aud trăznete, dar gașca lui Papuc, minus, aici este minus o rață pentru că s-a pus la clocit. Haideți să intrăm puțin. Ai văzut că este cu gâsca? Nu iese. Păi nu intru acolo. Gălăgioasele. Nu știu, rață. Deci uitați, aici sunt două lișești care s-au pus cloșcă, una care stă și aici o rață românească și cu o gâscă. Deci s-au pus pe același cuibar, bine, acolo sunt și ouă de gâscă și de rață. Dar nu vreau să stau mult pentru că pare puțin speriată gâsca și aici e o găină. I-a pus baby acolo și apă și mâncare pentru că găina nu iese deloc, deci n-a ieșit, sau cel puțin noi n-am văzut-o să iasă, să bea apă sau să mănânce față de rațele leșești sau gâsca care ies. Deci ies la mâncare, ies la apă. Ia uite, baby, cocoșelul ce face. Vino la ligheanul ăsta, că e apa mai sus. Acolo s-au bălăcit rațele, mai periculos. Așa. Aici, prin pădurice, păsările sunt fericite, chiar sunt în regulă.
Ce vezi? Nu, ușura tontă la cele alea două. La care? A, la gâscă și la rață? Da, gâsca pare cam timorat așa când mă apropii de ea. Sau poate, dar mi se pare mie, nu? Da, îți dai seama că au trei de mici acolo, dar s-au adaptat, mi se pare mult mai în regulă acum. Deci aici am închis țarcul ca să nu mai intre găinile astea să deranjeze. Îl deschidem de seară, dar ziua și aici ar fi bine să închidem. Vor afară, chiar și leșeștele. Păi am văzut că vor. Le închid ușa, da, da, da. Afară. Dacă nu le închid ușa, da. Nu vor. Dar găina este cea mai dedicată. Haideți să dăm o fugă și până la grădină. Deci uitați-vă, vremea ar fi fost foarte bună de treabă. Tocmai ce am luat niște araci ca să-i punem la roșii. Bine, cred că să-i punem, că dacă nu vine ploaia e în regulă. Ia uitați aici ce zumzăială. Ramele astea, de când le-am scos din cutii, atunci când am cumpărat stupii, am tot spus că le bag în saci mai mari și le pun în magazie, dar în fiecare seară, când am venit, în fiecare seară, am venit seara până la 7, 8, 9 și încă era plin de albine acolo. Și ori trebuie să-mi iau costumul pe mine ca să le mut de acolo, ori trebuie să aștept până la 10, 11, știu eu, când nu mai e nicio albină. Aici, la grădiniță, totul la fel. Este în regulă, roșiile. Buruiana, da, e normal. Las că te ocup, tu nu-i problema. Zi, roșiile au crescut binișor, nu? Da, chiar nevoie de araci. Da, au nevoie de araci deja. Pe aici nu mai știu ce a mai plantat baby. Deci știu aici că sunt ridichi, nu? Da, sunt. Aici sunt ridichi. Castravete. Au ieșit și castraveții, nu? Care sunt? Aha. Doar un castravete? A, ba nu, mai ești pe lângă. Nu, este. Da, da. Ei, castraveții de lavandă ce zici? Se mai prinde lavanda? Nu cred. Eu din ce am înțeles nu prea trebuie udată lavanda. Păi da, și nici n-am udat, am udat pe lângă ea. Da. Salcâmul crește frumos, nu e nicio problemă. Asta nu-i trebuie araci. Da, la salcâm. Iar aici sunt cartofii plantați de mine, ăștia au crescut cel mai frumos până acum. Sunt trei rânduri, bine, acum nu știu cum s-au... Uite ce grași sunt, deci nu vine să trece. Da, au crescut foarte repede. Deci cartofii sunt cei mai tari până acum. Și aici mai avem vinete. Salata. Nu prea se vede diferența la vinete. Și le-am pus de vreo 2 săptămâni, nu? Cum le-am pus, cam așa arată și acum. Nu au crescut. Uite, niște soare noastre. Știu. Da, ei. Asta este mica noastră grădiniță. Cu buruieniță. Cu buruieniță. Am luat și niște araci. Astăzi am luat. Vedeți aici, îi punem la roșii. De fapt, care îi pune? Că îi pune baby. Ce? Ridiche. S-a scos deja? Deci mi se pare fenomenal de mare, doamne. Scoate una dacă ce ți pare, eu nu mă pricep. Ia să vedem. Bine, probabil anul voi face și un solar aici. O grădină mai mare. Ori voi lua 2-3 capre, deci nu știu, tot îmi bat capul, nu sunt hotărât. Bine, am alte priorități oricum acum și mai avem și alte treburi de rezolvat din viața noastră, în afară de treburile de gospodărie. Dar merge, adică mă gândesc că aș putea să iau și 2-3 capre să fac și solar. Sunt 700 metri pătrați aici tot terenul ăsta, așa. Deci începând de aici și până în capăt, 700 de metri pătrați.
Ia, ai scos? Da, de cine aș fi? Le-am mâncat-o. Nu, era fricer, așa. Păi n-avea cum să fie. Dar ridiche, ridiche. Păi și cine arată și mie? Păi că era ceva micuț? Subțire, așa, se vedea că o să se umfle. Și ai mâncat-o? Și roșu, da. Păi și cine arată și mie? Nu vrei să mai scot una? Da. Păi ne bate în joc bine. Păi știu, dar eu așteptam să-mi arăți. Și mie și aici, la lume. Da, și ridichile cu scurepite, ținând cont că au fost semințe. Dar noi nici nu știm perioada, în cât timp cresc ele. Asta se vede mai puțin roșu. A, un fir așa, cred că e ceva mai gros. Ia. Uite, deja se înroșește aici, vezi? Da. Și dacă mănânci, mai o să vezi că are gust de ridiche. Nu, mersi. Te crezi pe cuvânt. Da, și cam asta e treaba. Am zis să mai fac un film, să vă mai arăt cum se treaba pe aici prin gospodărie, că în ultima vreme, da, n-am mai postat de aici, bine, în ultima vreme, am postat de la târg, plimbarea prin satele vecine, un videoclip care am văzut că a fost apreciat, aici de ce toți în cameră așa, este un prun aici, dar lângă prun, nu-mi dau seama. Te văd că abia acum a înflorit. Ce e asta, baby? Coacă sau ce? Nu știu ce e aici. Știu că în toamnă avem prune și pare da. Să fie din ăsta, din ce mi-aduc la minte. Ăsta e prun, e foarte gustos, dar trebuie și el să mai tai din crengi, nu știu cum se îngrijește. Oare fi târziu să tai acum crengile astea uscate? Nu știu. Chiar sunt foarte uscate. Asta cred că, e și ruptă. Uite, știu cum. E. Asta niște e tăiat. Trag puțin de ea și... Îmi trebuie scară dacă e sau ceva ca să o rup de sus. Da, și aici nu știu ce e asta. Uitați-vă ce spine are aici. Ce... De ăștia, țepoși. Chiar pare trandafir, nu vei. Pare după spin, dar nici am trecut, n-a avut nicio floare. Uite că asta, anul ăsta are, e floare. Unde? Uite aici, e trecută. Vino cu. Da, și nu știu ce să zic. Dar după spine ar putea fi, da, și așa de înalt să fie. Da. Nu știu. Uite că mai e ceva aici, tot cu țepi. Sau ăsta n-are țepi. Ba da, uite, tot cu țepi și astea, astea sunt florile. Uite, la fel. Aceeași chestie. Păi nu știu, vine pe acolo, pe jos, sunt... Sunt îmbârligate. Ei, poate ne spune cineva dacă are idee. N-are să fie trandafirul ăsta. Nu, nu e pe nici ăla, nu e, am văzut că are o floare. Păi sunt aceiași spini. Da. Iarăși aici mai avem ceva, un pom care nu știm ce e. Nu, de fapt nu știm de lucru. Știm de salcâmi. Salcâmii deja au trecut, pot spune. Da. Pomii fructiferi în spate s-au prins, în afară de cel de vișin. Vișinul, nu știu, că nu e uscat, dar nu a făcut nicio frunză, nimic. În rest, gutuiu și nerii și cireșul au prins. Haideți să vă arăt pe aici. Ia. N-am auzit. Nu ai cireș, ai prun. Prun, da. Stai așa. Deci ăsta e un măr. Acolo cred că e prunul. Aici vedeți că le-a dat frunzele frumos. Aici stânga e gutuiul. În spate acolo e buriana. Aici albinele care și ele au primit alarmă falsă. Vă dați seama că dacă au început să picure, ele s-au întors la stup și și-au luat țeapă. Și aici niște floare soarelui, dacă vreți să mâncați o sămânță, mai așteptăm să se facă. Bineînțeles că glumesc, sunt false, dar m-am gândit la anul, dacă că găsesc sămânță sau nici știu cum. Așa vreau să plantez și eu niște floare soarelui,
pentru decor, așa, prin curte. Am văzut la oameni la poartă că își pun unii. Mi se pare frumos. Nu? Deci chiar e frumoasă, frumoasă. Asta am luat de la un magazin de chinezesc. Acolo am găsit. Ni s-au părut frumoase și am cumpărat lui Baby un buchet de trandafiri. Acolo ce mai? Ah, căpșunile, da. Uite ce dodolațe. Aici căpșuni comandate de pe internet. Au sosit într-o cutie și erau răsadurile separat, pământul separat și ghivecele separat. Și ieftin, nu mai știu. Câte da Baby pe ele? Nu mai țin minte, dar nu mă așteptam să iasă ceva la prețul ăla. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Erau mai multe. Am pierdut eu câteva din ele. În fine. În rest, aici totul este în regulă. Haideți puțin și la pui. Brun este în regulă. Cum e și Hercule și el plictisit aici. Da, vă iert. Și aici sunt puii care au crescut golănei. Îi sar dintr-o cutie în alta. Aici le-am pus capacele de la cutie ca să nu sară și pe jos. Au făcut rațele acolo, da. Mămăligă. Aici avem două rațe leșești. Deci hai să vă arăt. Aici. Poți să le iei pe ele peste așa de cumințele. Da, chiar sunt blânde. Ia să iau una. Opa, opa. Ia ține. Aici ca să pot și filma. Bine, mami, bine, mami. Ia. Nu sunt cu mințică tare. Da, chiar este foarte... Față de rațele românești, care nu stau deloc, și gâștele, ce să mai zic de ele, că... sau puii, foarte blânde. A ieșit și burna afară. Ce are mama mică? Ia vină tu. Ce are mama mică? Un sufletel mic? Are la un sufletel mic? Nu mă interesează. Nu s-o pun la loc. Înțetisor, înțetisor, că mă prind, că am gheruțe. Cât două zile are, nu? Da. Opa, opa. Rățușca. Le-am pus cu puii aici, că așa se cam înghesie. Gâștele cu rațele sunt cam, nu știu, grămadă acele vârf, să zic așa, se înghesie unii în alții. Și am zis să le separ acolo, că ți-au dus la grămadă acolo și ele. Ziua este foarte caldă aici, nu trebuie să mai dăm drumul ăsta, dar nu avem probleme decât cu gâștele și cu rațele. Uitați-vă aici cum este mălaiul, este perfect uscat. Le-am pus o adăpătoare de asta unde se bage doar ciocul și vine apă. Și la rațe la fel și la gâște. Și uitați-vă cum a fost de ieri până astăzi. De aseară, practic. De aseară, da. Deci de aseară până astăzi, când le-am schimbat mălaiul de pe jos, au făcut aici băltoacă de mălai. Dragilor, ăsta este clipul de astăzi. Totul este în regulă aici la căsuță. Dacă v-a plăcut clipul, lăsați un like, dar mai stați așa, că v-am spus. Mai devreme am filmat puii acolo în țarcul lor, cum mâncau iarbă, cum scormoneau, ce făceau ei, cum se distrau. Am înregistrat, nu știu, undeva la 10 minute probabil. Las clipul în continuare, vă urez o zi bună și vizionare plăcută și să ne auzim cu bine data viitoare la un nou clip.